Nu știm nimic. Eu prefer să nu mai spun nimic. Eu chiar vreau să vă spun. Și a fost rău. Da. De azi, de sâmbătă, m-am gândit să-mi cer eliminarea, vreau să plec acasă, păi să-mi văd de treburile mele. Mi-e dor și de nepot. Dar de ce? Ce s-a întâmplat așa deodată? Păi nu are rost să mai stau aici. Georgiana a spus că place pe Aurelian și de asta? Nu. De sâmbătă tot vreau. Și tu o plăceai pe Georgiana. Da, dar nu pot să zic că puteam să fac un cuplu cu ea. Păi da, dar noi știam că o cam place pe Georgiana. Da, dar și-am plăcut-o și pe Oana, poate, și pe Gina. Și ce noroc ai avut. Da, dar Gina încă e liberă. Știu, dar poate nu. Voi face cuplu pe aici, ne păi poate afară, sau, vorbim. Sigur. E ceva ce te-a supărat? Nu, de la un timp mi-am dat seama ce am pierdut afară și nu vreau să mai pierd ce în continuare. Ce ai pierdut afară? Tot ce am încercat să strâng până am venit aici. Am renunțat la multe și nu vreau să renunț la tot. Și se pare că fetele pe care le-ai plăcut tu deja s-au reorientat și nu mai e ce să cauți? Nu, n-are nicio treabă. Dacă e și va fi ceva, va fi și afară. Ținem legătură, nicio problemă. Oricum nu păreai hotărât să pleci în ultima vreme. De adică tu ai trecut prin lucruri și mai grele și nu ți-ai cerut ieșire. De câteva zile mi-am pus ordine, mi-am făcut ordine în minte și m-am gândit că e mai bine așa. Am înțeles. Și de-aia rog pe toți din casă, dacă pot, să-mi dea mie voturile. Ar trebui Oana să se simtă vinovată pentru nu, asta? Nu, are nicio treabă Oana. Din a doua zi de când am venit aici mi-am dat seama că nu va fi nimic. Am înțeles. Am acceptat. Da, asta zic, dar de obicei, adică parcă deodată așa ți-ai da, dintr-o dată, de sâmbătă. Are legătură cu faptul că au format un cuplu? Nu are nicio treabă, doamna Mirela. Ți-a spus dinainte că vrea să plece? Da, și am zis de ce, de ce și am tot înțeles. A... Hai să așteptăm să vedem ce se...